În cazul în care va fi găsit vinovat, autorul riscă o pedeapsă de până la 10 ani închisoare. În prezent urmează a fi internat în spitalul de psihiatrie în vederea efectuării unei expertize neuropsihiatrice, care este obligatorie după prevederile legale, urmând ca ulterior și după efectuarea necropsiei cadavrului victimei să fie dispuse măsuri procedurale.